pentru a putea realiza o campanie de vaccinare eficientă. Da, acum, până acum am depins și de, ați văzut, de numărul de doze intrate în țară. Au fost probleme cu numărul de doze. Noi, la nivelul județului Mureș, ne-am organizat astfel încât să avem un număr mare de fluxuri. Am repartizat centrele pe întreg județul, nu le-am concentrat, am încercat să acoperim totul astfel încât accesibilitatea către un centru de vaccinare, fie fix, fie cu echipă mobilă, să fie cât mai bună pentru toți cei care doresc să facă vaccinarea. Și revenind la Târgu Mureș, pentru a putea operaționaliza și din datele pe care le avem până la ora actuală, numărul de doze care vor intra în țară va crește destul de mult, asta implicit va duce la posibilitatea de a vaccina cât mai mult, inclusiv în Târgu Mureș. Avem nevoie de cadre medicale, medici, asistenți medicali, dar și de registratori, care să se implice în aceste centre și fac un apel public și pe această cale ca toți cei care doresc și vor și simt că trebuie și acum lumea medicală trebuie să se implice mai mult ca oricând și în partea de vaccinare să apeleze la Primăria Târgu Mureș pentru a putea duce la bun sfârșit și partea aceasta de vaccinare. Este util să ne gândim la modul în care vom reuși deschiderea tuturor fluxurilor pentru vaccinare. Pentru că, vedeți, la nivelul unității administrative teritoriale s-au pregătit 51 de astfel de fluxuri care s-au considerat că sunt necesare. Operaționale, în momentul acesta sunt 11. Mi s-a comunicat un număr de persoane implicate, 171 de cadre medicale. Dacă mai trebuie să deschidem, și sperăm că va trebui să deschidem încă 40 de fluxuri, înmulțiți 171 cu 4. Și vedeți de ce personal medical este nevoie. Și atunci, așa cum s-a spus la această conferință de presă, Unitatea Administrativă Teritorială Târgu Mureș, că a implicat personal medical din subordine, începând cu perioada anchetelor epidemiologice, din martie 2020. Unitatea Administrativă Teritorială Târgu Mureș și-a implicat personalul atât în cadrul programului de lucru prin delegare, cât și în afara programului de lucru prin contractare, pentru a asigura funcționalitatea acestor centre medicale, centre de vaccinare. Dar atunci când vom da drumul la toate cele 51 de fluxuri, este nevoie de implicarea și altor unități medicale sau alte unități care au personal medical în subordine. Pentru că nu este suficient ca o persoană să fie de două ori pe zi. Este nevoie de o fidelizare. Pentru că, de exemplu, ceea ce pare banal, actul de administrare al vaccinului, pe care injecțiile le fac în mod curent doamnele asistente. Acea doamnă asistentă trebuie să mai introducă acel vaccin într-o platformă. În momentul în care noi, în fiecare zi, învățăm o asistentă să facă aceste manopere, noi nu ocupăm un loc vacant. Noi îi disponibilizăm poate chiar un alt loc al asistentei care știe să facă diluțiile și aceste manopere informatice. Deci există o nevoie de continuitate a personalului medical în aceste centre. Ceea ce la nivel de unitate administrativă teritorială sunt multe s-a înțeles. De aceea personalul medical din direcția școlii disponibil și după recepția activității școlare este permanent acolo. Cel care este în unitățile școlare după program îl regăsim în centre de vaccinare. Dar mai trebuie să gândeșeam. Pentru că dumneavoastră se zicea foarte corect creșterea ratei de infectare. Și atunci nu este logic că trebuie să creștem și numărul de persoane vaccinate. Dacă vrem să nu ajungem în scenariul roșu, trebuie să intensificăm campania de vaccinare. La nivel decizional, se încearcă asigurarea suplimentării de numărul de doze. Dar trebuie să fim pregătiți și cu personalul care să administreze aceste doze. Unde avem, cu ce, sperăm că va fi. Dar trebuie să ne mobilizăm și în ceea ce privește resursul comun. Pe fluxul existent.
a primăriei Târgu Mureș, nu mai avem atât de sus. Întreaga resursă de cadre medicale a primăriei Târgu Mureș este mobilizată în aceste centre. Pe lângă aceste cadre medicale din subordinea primăriei Târgu Mureș, am contactat și alte persoane cu pregătire medicală care au contactat servicii cu Unitatea Administrativă Teritorială. Și această cale poate este momentul să mulțumim colegilor asistente medicale de la Institutul de Bolnă de Vasculare și Transplant, care ne-au ajutat și au venit organizat și constant în aceste centre de vaccinare, să mulțumim serviciului de ambulanță, care la începutul, când au fost 3 săptămâni în care personalul din unități, personalul medical din direcția școli, nu a avut weekend liber. Și la 3-a săptămână au venit colegii de la ambulanță ca să poată să-și ia liber personalul școlar. Erau ecuizați psihic și fizic colegii. Toți cei care au putut asigura o fluiditate. Tocmai de aceea am spus, este nevoie, dacă o persoană vine o oră sau două ore, o dată pe săptămână, nu ajunge să depică acele automatisme încât să se asigure o pulsivitate. Și vedeți dumneavoastră, dacă atunci, la început, când am deschis, nu vedeai perioada de așteptare, nu vedeai oameni în fața centrului de vaccinare, pe măsură ce s-au deschis fluxurile, au început să se învadă și acele micuțe. Incomparabil cu ce se vede în alte județe, dar noi lucrurile merg bine. Dar merg bine pentru că am reușit să aducem acel personal care s-a fidelizat centrului și a dezvoltat automatism, lupină. În momentul în care ai un număr foarte mai mult, noi trebuie să avem 12 ore în centru de vaccinare. Dacă din oră în oră se schimbă asistenta sau medicul, dar mai ales asistenta, că ea trebuie să facă diluția, ea trebuie să folosească tableta pentru introducerea vaccinului. Din oră în oră se schimbă asistența. La trei din cele, la fiecare din cele trei fluxuri. Și atunci o asistență o învață pe cealaltă ce trebuie să facă și cum mai vaccinează pacient. Deci e nevoie de o fidelizare de participare. Toți cei care au avut disponibilitatea de a oferi constant în acordarea serviciilor în centru medical au fost contactați și incorporați în această.